Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații din studio sunt Olga Coptu, șef al biroului Relații cu Diaspora. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara, bine v-am găsit! Dorin Lozovanu, doctor în geografie, coordonator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, președinte al Asociației de Geografie și Etnologie din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine mulțumesc că ați găsit timp, că ați fost zilele astea foarte ocupați toți și probabil și acum mai sunteți cu evaluarea celor întâmplate. Și Ala Roșca, doctor habilitat, membru al diasporei din Statele Unite ale Americii, orașul New Orleans, statul Louisiana, director executiv al Asociației Moldova pentru Democrație și Dezvoltare. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bine, v-am găsit. Și dumneavoastră ați fost membră și participantă la evenimentul despre care vreau astăzi să vorbesc. Pe toți trei v-am văzut la eveniment și vreau să anunț și telespectatorii noștri că pe 29 și 30 iunie a avut loc un eveniment extraordinar de frumos, după părerea mea, pentru că au avut ocazie să se întâlnească foarte mulți oameni profesioniști, oameni cu inima în Republica Moldova aici, chiar dacă se află departe. Este vorba de diaspora din Republica Moldova. Participanți la acest eveniment și-au anunțat a fi 100 de oameni, acum să-l întrebăm pe domnul Lozovanu câți au venit de facto, din 14 state și genericul sau titlul acestui eveniment a fost Conferința Internațională Comunități Etnice și Diasporă în Timp și Spațiu. Da, corect am zis. Și cel mai interesant titlu, după părerea mea, a fost Cine suntem, cât suntem și unde suntem. Da? Asta am vrut să vă întreb și eu astăzi, să discutăm și să vedem. Domnul Lozovanu, dumneavoastră ca coordonator, în calitate de coordonator, vreau să începeți să ne povestiți ce înseamnă această conferință internațională, pentru că, așa cum au spus mai mulți participanți, este o muncă enormă. Am văzut și eu personal acest lucru. Sunt niște hărți, niște prezentări cartografice, hărți de cercetare executate într-o perioadă din 1930 până în 2017. Este o muncă extraordinară. Așa este, într-adevăr, am inițiat un astfel de proiect susținut și sprijinit de Biroul Relații cu Diaspora, Organizația Internațională a Migrației, prin programul Diaspora Engagement Hub, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, fapt ce a permis să realizăm până la sfârșit ceea ce ne-am propus. În primul rând este vorba despre o cercetare care într-un timp destul de scurt ne-am propus foarte multe și sper că în mare parte le-am reușit, deși eu personal nu consider total încheiat subiectul, o să mai continui la el și sper că o să mai fie încă multe informații utile de prezentat. Pe lângă asta, deci spontan, să zic așa, pe parcurs logic, mi-a venit și ideea ca să organizăm o expoziție dedicată acestei tematici, comunitățile etnice și diaspora în timp și spațiu, și o conferință internațională la care am avut o reacție foarte pozitivă și foarte mulți, mai mulți decât am așteptat, chiar s-au înscris, la vreo 120 de participanți s-au înscris, peste 100 au trimis rezumatele comunicărilor și la vreo 70 au participat. Deci deja au fost o solicitare destul de mare, ceea ce indică, cred că acest subiect este într-adevăr de interes și a strânit multe discuții, dezbateri, comunicări din, atât din cadrul comunităților etnice din Moldova, din cadrul comunităților din diaspora, mediul academic, mediul educațional, chiar și savanți, cercetători din alte state care la fel au venit și au prezentat diferite aspecte ce țin de acest domeniu. Uh-huh. Unii ar întreba ce legătură ar fi între comunitățile etnice și diaspora. Uh-huh. Sigur că eu ca etnogeograf care mă preocupă de mult timp cercetarea populației, deci domeniul de geografia populației și mai precis de etnogeografie, este firesc pentru mine explicația logică, pentru că este aceeași populație, de fapt, ceea diversitatea pe care o avem noi în interiorul Republicii Moldova se reflectă la fel și în exterior, prin comunitățile din diasporă. Respectiv, vorbim de două categorii care reprezintă aceeași populație, pentru că și diaspora, deci astăzi cineva este plecat, mâine se întoarce, deci se schimbă cu locurile, să zicem așa, doar în funcție de spațiu, încât este important să plecăm de acasă, să zicem așa, și să înțelegem unde am ajuns, în ce
regiuni, în ce țări, că moldovenii tot descoperă noi și noi acum spații geografice. Lucrurile în scurt timp ajungem pe întreg glob, pământesc, păi, să fim populați. Cred că deja eu am identificat și în țări așa exotice și puțin cunoscute, că da? Avem și acolo conaționalii de-ai noștri, încât este foarte interesant acest lucru și greu de urmărit această dinamică, dar am încercat pe cât posibil în baza surselor oficiale, deci prin numeroase demersuri pe care le-am realizat către diferitele instituții, birouri naționale de statistici a multor state, în special din Europa, dar și din America, Federația Rusă, statele din fosta Uniune Sovietică, ca să obțină niște cifre, deci oficiale, pe cât posibil de veridice, dar știm foarte bine că niciodată acestea nu sunt suficiente, încât am mers și pe varianta a doua de estimări neoficiale, ca să avem ambele valori posibile, încât cred că, deci, cât de cât ne-am lămurit un pic cu o explicație generală la nivel mondial, la nivelul Europei, la nivelul statelor în particular, și am mers mai departe chiar la nivel de regiuni, provincii sau chiar comune pe anumite state unde am putut aduna aceste date. Deci a fost o cercetare destul de profundă. Da, desigur, și de asta zic că ea ar trebui să continue, pentru că a depins foarte mult și de informația disponibilă, a depins și de timpul care, sigur, că a fost foarte limitat pentru Dar în ce perioadă? Practic, acest proiect a prevăzut 4 luni de cercetare. Chiar e într-adevăr foarte scurt. Și ceva aveam, să zicem așa, dinainte, în special la hărțile etnice pe Basarabia sau Republica Moldova, perioadele mai actuale, dar o mare parte a trebuit să le facem de la zero. Mă refer în special la partea cu diaspora, care practic nu prea aveam pregătită. Mi-a venit o idee acum mai, deci cu ocazia acestui program și proiect să o extind și mă bucur, sigur, că am semnat multe zile și nopți, mai ales nopți de lucru și nedormite, pentru că am încercat, era și un termen totuși, la momentul conferinții și expoziții deja trebuia să avem rezultatele, ceea ce sper că am reușit. Acum efortul, sigur, că sper că s-a meritat și inclusiv expoziția poate fi vizitată până pe 10 septembrie. Unde... Da, aici o să mai anunțăm, dar oricum spunem că expoziția este în incinta Muzeului de Istorie Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală pe strada Cogălnicianu 82. Și va fi deschisă expoziția până în 10 septembrie. Da, expoziția este o formă de prezentare, cred că destul de reușită, pentru că permite nu numai într-un timp scurt sau publicului absolut interesat, dar și publicului larg, oricând are timp să facă o vizită și să cunoască anumite lucruri și realități de care cred că cam toți noi ne interesăm, observăm că suntem curioși și atât despre diversitatea noastră etnică aici în Republica Moldova, cât și despre comunitățile din diasporă, ceea ce am putut la momentul dat să prezentăm în această expoziție. Dumneavoastră mi-ați spus într-un interviu că ați utilizat și datele recensământului. Da, în premieră, deci în afară de recensamentele anterioare, am făcut o excursie în timp așa de asta și este genericul, începând cu chiar începutul secolului 20, în special recensământul din 1930, realizat în perioada României, care ne prezintă detaliere, deci la nivel de localități, comune, plăși, cum erau atunci și județe, și urmând recensamentele din perioada sovietică, inclusiv ca o paralelă, deci Basarabia în acel moment era în cadrul României, dar mai aveam și o entitate dincolo de Nistru care se chema Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, acolo am folosit recensământul din 1926, ca să avem tot niște comparații pe ambele maluri ale Nistrului. Și mai ales, să zicem așa, o contribuție deosebită a fost că am ajuns până la recensământul actual, 2014, la care a fost făcut public a fost făcut public recent. Personal am și lucrat un pic, deci m-am implicat și ca expert acolo ca să prelucrez datele la nivelul cel mai detaliat și, cu părere de bine, am reușit deci să prezentăm
recensământul 2014, structura etnică, structura lingvistică pe mai multe categorii, deci limba vorbită de obicei și limba maternă, la nivelul cel mai detaliat de localități, de comune, de datele raioane. Datele dumneavoastră vor fi necesare în timpul apropiat și da, încă mulți ani înainte. Eu îmi dau seama sunt că solicitate sunt și chiar mulți se întreabă importante. Pentru că erau curioși și datele recensământului au fost afișate, dar la un nivel mai general, după cum știți, deci la nivel de raioane pe diverse categorii, încât noi am mers la nivelul cel mai detaliat de comune și localități. Și cu siguranță aceste date strânesc interes și reprezintă nu numai un rezultat al cercetării, dar reprezintă și o sursă de cercetare în continuare, în viitor, exact. Pentru oricine este curios. Și aceste date vor pune și accent pe educație. Va trebui să le promovăm ca să știe tineretul nostru, să înțeleagă cine suntem și totodată va fi și o punte de comunicare cu politicul nostru, nu? Și politicienii vor avea nevoie de aceste date, după cum cu înțeleg eu. Și instituțiile oficiale și ONG-urile și instituțiile de educație și cele academice, dar și chiar publicul larg. Sunt foarte mulți oameni care chiar vor să-și cunoască situația din localitatea lor natală. Domnul Rozovan, câte etnii până la urmă dumneavoastră ați descoperit pe teritoriul Republicii Moldova? Ele, deci, nu este o descoperire, se cunoaște că etniile de bază, deci am făcut un set de hărți pentru etniile principale, deci aparte de hărțile generale, ceea ce înseamnă deci repartiția și distribuția detaliată a etniilor de bază și astea le știm cele declarate conform recensământului. Avem dualitatea aceasta între moldoveni și români care se declară după identificarea proprie fiecare. Apoi avem ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari, romi, ăștia care i-am prevăzut la niște hărți aparte, separate pentru fiecare dedicate. Alte etnii, sigur că există, dar nu prezintă majorități în localități specifice. Doar polonezii mai pot fi menționați, care prezintă o majoritate relativă în două localități. Una nemții? Din nemții, cu părere de rău, nu mai prezintă majoritate nicăieri. Ei sunt vizibili în două localități din Transnistria, în Colosova și Karmanova, unde constituie în jur de 10% din populație, dar cu părere de rău, recensământul paralel realizat de către Republica Moldovenească Nistreană, deci autoproclamată, nu am avut accesul la acest ultim recensământ al lor. În rest, sunt comunități care sunt destul de puțin numeroase la nivelul unei localități, dar ei există ca comunități și desigur că la o hartă generală sunt prevăzuți atât și nemți și azeri și ciuvași și tătari și uzbeci și comi și arabi și italieni și mai multe etnii care chiar s-au mărit numărul lor. Deci la unii din ei vorbim de arabi, de italieni, de exemplu de turci. Avem etnii noi care apar în peisajul nostru mai mult. Azerii sunt la fel în creștere. Pe când etniile tradiționale, să zic, au rămas cam aceleași. S-au schimbat un pic cu ponderea, să știți. Da? Asta tot este interesant. La care din etnii v-a mirat schimbarea ponderilor? Da, mirarea nu e atât de mare, dar, să zicem, găgăuzii poate că și-au menținut sau chiar un pic în pondere au crescut. În schimb, au scăzut ceva mai mult în pondere rușii și ucrainenii. Pentru prima dată rușii sub găgăuzi, de exemplu. În 2014 față de 2004, asta tot este interesant. Bulgarii își mențin un pic în scădere și ei, dar ca să menționăm că toată populația Moldovei este într-o descreștere. În scădere, aici. Poate că romii care fluctuează, dacă facem proporțional, cred că e... Dar romii care fluctuează, dar totuși și la ei diferă identificarea etnică. Uneori se declară, uneori nu se declară. Sigur că ar fi și unele lacune, trebuie să menționăm. Orice recensământ nu prezintă datele chiar absolut veridice, cum încearcă să creadă unii demografii cu numere de până la o persoană, dar asta este valabil atât timp cât discutăm și acum în studio, cifrele se schimbă, deci de-aia cifrele trebuie tratate așa, cu aproximație un pic și în plus o parte din populație nu a fost recenzată, să are în vedere municipiul Chișinău, deci aici tot un pic o marjă de eroare există. Mult mai bună, mai bine este situația totuși în localitățile rurale, unde putem să ne bazăm și unde este interesant să vedem o structură detaliată.
pe localități. Haideți să mergem și la doamne și după aceea revenim la datele pe diasporă, că mă interesează, sunt niște date importante și acestea. Vreau să trec la doamna Coptu să întreb, ultimul timp aveți foarte multe activități, așa eu care vă urmăresc, și niște evenimente pe care le organizați și aveți o deschidere față de diasporă și toate care le realizați au și un impact destul de pozitiv asupra celor cu care participați în aceste evenimente. Aici, care a fost aportul și ce ați reușit, cum ați reușit să-i adunați pe aceștia din 14 state și cum sunt moldovenii din diasporă receptivi sau nu când începeți să colaborați? Deci trebuie să menționez în cazul proiectului dat, tot meritul este a domnului Lozovanu, pentru că a reușit să convingă nu doar participanții nemijlocit la conferință, dar și autoritățile țărilor gazde să furnizeze acele cifre. Nu toate țările sunt la fel de deschise, dar în cazul dat, în studiile pe care le-a prezentat dumnealui în cadrul conferinței, noi avem o ultimă bază de date generală care caracterizează oarecum repartizarea diasporei noastre în afara țării. Ori până la ziua de azi noi nu am avut așa date disponibile. Dacă unele țări sunt mai generoase în a furniza date, cum ar fi Italia, țări ca Franța și dumneavoastră ați avut aceeași problemă, nu furnizează asemenea date. În schimb, sunt date noi de la țări pentru care noi nu avem localizați până nu de mult cetățenii noștri și ele sunt importante pentru noi, pentru că atunci când gândești politici publice, trebuie să-ți dai seama care este dinamica populației la care trebuie să meargă aceste politici, încotro s-au îndreptat acești cetățeni ai Republicii Moldova, care este realitatea și care sunt la ziua de astăzi problemele cu care se confruntă ei într-o țară sau alta, iar statul, bineînțeles, trebuie să încerce să cumva să răspundă acestor necesități, provocări, pe de o parte, și să valorifice pe de altă parte potențialul uman care este în afara țării. Dacă e să vorbim despre proiectele în cadrul Diaspora Engagement Hub, atunci în ultimul an ele au fost foarte multe, deci au fost alocate 62 de proiecte, toate realizate de către membrii diasporei, unii dintre ele la noi acasă, deci în Republica Moldova, practic marea majoritate, și altele în țările de destinație ale diasporei noastre. Au fost proiecte care prin tematica lor și prin ceea ce au reușit să realizeze sunt foarte diverse, deci de la diferite aspecte sociale și implicarea socială a diasporii la acele 10 centre educaționale în afara țării, foarte multe proiecte de reîntoarcere profesionale s-au axat în special pe împărtășirea experienței și am avut mai mulți profesori, doctori în știință din afara țării, recunoscuți deci în afara țării, care au revenit acasă la alma mater, dacă doriți, într-o universitate sau alta. Foarte mulți, foarte bine că vin cu un alt suflu, vin cu alte... Absolut. Foarte mulți au revenit la Academia de Știință a Republicii Moldova. Acolo s-au ținut pe parcursul ultimelor luni mai multe conferințe științifice și ne bucură foarte mult că există un interes deosebit în țară față de tematica diasporei. Deci dacă observați inclusiv mass media, societatea, tot. Și asta de vreo 2 ani, da? Eu vă țin minte din anul trecut că ați lansat acel congres, tabăra aceea de vară, care, apropo, anul acesta este? Deci este la 5-a ediție. Vreau să cred că Biroul Relații cu Diaspora a fost mereu deschis față de cetățenii noștri din afară și noi încercăm să menținem această linie și să implicăm pe cei din afară în realizarea a proiectelor comune. Și după anul trecut ați făcut o evaluare să vedeți dacă cei care prima dată anul acesta vin, anul trecut nu au fost. Deci informarea continuă, asta vreau să înțeleg. În fiecare an se mulțesc moldovenii care află și mai fac legături cu Biroul Relații cu Diaspora. Este absolut natural ca lumea să afle. Deci noi avem acel buletin informațional care este săptămânal. El este la rugămintea noastră retransmis altor membri a diasporii. Mai sunt și unele deplasări în afara hotarilor care ne permit să ne întâlnim cu diaspora, să le spunem despre ce proiecte avem sau ce face guvernul
în domeniu și, în ultimul rând, la fel în acest an, a fost lansată o primă revistă, deci revista Moldova de oriunde, care, pe de o parte, a încercat să arate ceea ce avem noi mai frumos în afara țării și anume reușitele sau istoriile de succes ale oamenilor din afară sau celor care au revenit în țară și au deschis o afacere sau au făcut... Dar știu că aveți susținerea aceea în care a participat, apropo, și domnul Furtună, Igor Furtună, da, la proiectul 2+. Pare 1+1. Pare 1+1, da, este unul dintre, da, este un program guvernamental care este axat în special pentru reîntoarcerea diasporei acasă și investirea în afaceri, deci acele start-up-uri care sunt multe la număr. Anul și care iarăși se mai alocă. Deci este sumă în fiecare an, chiar relativ recent a fost alocate alte 37 de granturi. Sperăm noi că suma aceasta de 200.000 de lei... Este transparent, totul fiecare ar putea să își prezinte... Deci eu cunosc foarte mult oameni din afară care vin, se informează, apoi merg la cele, pentru că în afară de alocare de garanturi, proiectul mai prevede de la organizație, deci de la ODIM, prevede și instruiri. Uh-huh. Deci mulți oameni revin, profită de aceste instruiri, o parte din ei își dau seama că antreprenoriatul nu este pentru ei și atunci nu fac afaceri, alții își dau seama că afacerea pe care au gândit-o fiind în afară nu va merge în Republica Moldova sau într-un spațiu anume din sudul sau din nordul țării și respectiv reorientează proiectul lor de investiții, iar alții chiar reușesc să ducă la bun sfârșit și sunt acei oameni de succes care creează și locuri de muncă în țară. Și vreau să vă mai întreb despre ceea ce am văzut la eveniment pe masă, pașaportul turistic. Este iarăși un proiect nou, despre ce este vorba? Că mi-a părut destul de interesant. Deci vorbim despre un concept nou, elaborat recent împreună cu partenerii noștri, care este Agenția Națională a Turismului, este ANTRIM-ul, Organizația Internațională pentru migrație și alții, care s-au implicat anume în promovarea turismului în afara țării. Ori noi gândim că diaspora este cea care poate aduce foarte mulți turiști și poate interesa. Pentru aceasta s-a făcut pașaportul turistului, care este nu altceva decât o prezentare a celor mai bune și frumoase, generoase oferte de servicii în turism și gândim noi că diaspora pe parcursul lunii iulie și august va profita la maxim și în decursul șederii lor în Republica Moldova vor merge să descopere tot ce este mai frumos. Dar cum este din punct de vedere practic ca să obții acest pașaport turistic? Deci, unde vii? Noi le expediem la misiunile noastre în afara țării, deci în mare parte în dependență de numărul cetățenilor noștri în afara țării. Deci aflându-se în afara țării, dar poate și accesa pe... Da? Deci sau chiar la ambasadă acolo, și la consulate, exact, la asociații, dar mai este un alt adevăr. La ziua de astăzi, deci suntem la început de iulie, foarte mulți din diaspora sunt acasă. Uh-huh. Vom avea și zilele diasporei, deci profitând de această ocazie, diaspora beneficiază de acest pașaport gratuit și ei îl redistribuie între ei. Aha, am înțeles. De aia am văzut pe masă la doamna Roșca acest pașaport turistic. Dumneavoastră veți avea grijă să împrăștiați la cei care sunt din Statele Unite ale Americii, da? Aici pe teritoriu. Exact. Deja deci am împărtășit și experiența participării la conferință respectiv, dar și pașaportul turistului care ne l-a dat BRD-ul cu membrii Mișcării Femeilor Migrante din Republica Moldova, care este o mișcare recent care este formată și se axează pe mai multe orientări cum să facă mai bună cooperarea dintre femeile migrante și femeile revenite acasă, dar și femeile din Republica Moldova. Da, e o idee destul de frumoasă. Cum considerați, așa gen de întruniri ar trebui organizate mai des sau e bine o dată pe an sau o dată în jumătate de an? Gen cum a fost anul trecut, congresul, știu că au venit foarte mulți din diasporă, anul acesta iată au venit foarte mulți, sau mai veniți în cadrul altor evenimente organizate de Biroul Relații cu Diaspora? Am avut și eu un astfel de proiect, la fel finanțat de Biroul de Relații cu Diaspora, care a fost un an în urmă. A fost ceva similar, o conferință științifică la care am discutat problematica coeziunii sociale în Republica Moldova după alegerile parlamentare din 2014. În acest caz ne-am axat pe diferite tematici atât economice, politice, cât și sociale, problemele la fel coexistenței dintre diferite etnii în Republica Moldova. Au participat
la fel, deci cercetători nu numai din Republica Moldova, dar și din străinătate. Astfel de concept este în definitiv ca să unească eforturile celor care au acumulat experiență în străinătate, experiența academică, experiența științifică, să transmită și să discute cu cei care se află aici în Republica Moldova, cu cercetătorii locali, revin la diferite instituții academice, cum am vorbit. Deci conferința care am organizat-o a fost în cadrul Universității de Stat din Republica Moldova și, în definitiv, acest concept este probabil să unească eforturile celor din diasporă cu cercetătorii internaționali, cercetătorii din diaspora și cei locali. Ar fi o simbioză foarte reușită în cazul transmiterei experienței, în cazul discuției celor mai interesante și cel mai arzătoare probleme care sunt în Republica Moldova, și în cazul ăsta ar fi de obicei să zice win-win, adică o beneficie, deci un câștig pentru toți. În cazul ăsta ar fi un triplu câștig, nu numai dublu câștig pentru cercetători și pentru întreaga societate în acest sens. Cred că depinde, m-ați întrebat cât de des ar fi bine să fie organizate și astfel de întruniri. Dacă prin așa evenimente sunteți auziți de funcționari, de oameni, de politicieni, de după aceea aveți niște tangențe, vă invită să participați la luare de, eu știu, decizii sau la niște discuții publice unde să vă primească experiențele pe care le aveți. Cred eu că picătură cu picătură se adună acea masă critică care încet încet influențează. De exemplu, la încheierea proiectului am publicat o rezoluție a conferinței respective care a fost făcută publică, care a fost deci lansată de mass media. Vreau să zic și vreau să cred că în definitiv chiar și biroul colaborează cu diaspora, tot ținând cont de feedback-ul care diaspora îl dă pentru instituțiile de stat, pentru instituțiile guvernamentale din Republica Moldova. Bănuiesc că este și o reacție a diasporei faptul că BRD-ul, de exemplu, organizează grupurile de excelență ca să implice diaspora în elaborarea politicilor publice, care în definitiv ar prezenta aceste politici publice pentru guvernanții din Republica Moldova. Astfel, nu pot să zic că totul se întâmplă peste noapte, nu pot să zic că deci este atât de simplu, dar cred, în definitiv, că diaspora încet, încet poate să influențeze anumite lucruri în țară. Deci, în ultimii doi ani putem să spunem că diaspora se activizează destul de serios, mai ales după alegerile din 2015, 2016 și 2014. Chiar și dumneavoastră ați spus în discursul pe care l-ați avut că ați, în cercetarea pe care ați făcut-o, ați vorbit despre propunerile sau prioritățile care ar fi trebuit să le ia în considerare guvernarea după aceste experiențe. Cred că este o dovadă a faptului că diaspora s-a coagulat, că diaspora se conștientizează ca o diasporă din Republica Moldova, mai ales după alegerile din 2016, unde diaspora a încercat să se mobilizeze. Da, a fost pentru prima dată așa o mobilizare, într-adevăr. Pentru prima dată când deci, a cooperat. Deci la nivel de o comunitate civică, indiferent de grupurile etnice, indiferent de naționalitatea care poate cineva o mai determină, dar s-au conștientizat ca cetățeni ai Republicii Moldova. Care au un cuvânt de spus. Care au un cuvânt de spus și care vor să participe la alegeri în cadrul Republicii Moldova. Și atunci, în cazul ăsta, vreau să spun că încet, încet, când vocea diasporei se va face auzită, atunci guvernanții nu o să mai aibă altă posibilitate decât să aplece urechea la ceea ce spune deci fiecare membru
a societății, fiecare cetățean, indiferent este în Republica Moldova sau este în afară, în diaspora. Și aici, dacă vorbim despre diaspora, domnul Lozovanu, știu că aveți acolo niște imagini și are și regia. Vă rog frumos, dacă reușiți videoul pe care ultimul vi l-am prezentat, să-l puneți pe post concomitent cu ceea ce spune domnul Lozovanu. Pe mine m-au impresionat aceste cifre. Este vorba că cel mai mulți moldoveni sunt în Federația Rusă, da? 477.949, în Ucraina 149.000, în Italia 149.266 de moldoveni, Italia. Deci este pe locul 3, să zic, da? După Ucraina. Și Marea Britanie 16.000, Spania cu 19.000 și Germania, care m-a lăsat perplexă. 14.000 de moldoveni acolo sunt. Dumneavoastră acum mai spuneți ce informație a fost așa uimitoare. Da, astea sunt conform datelor oficiale furnizate de instituții. Am consultat toate datele posibile, deci care sunt... Da, puteți anume... să o prezentați la cameră, că de și noi de exemplu, asta ce... ar fi, să zicem așa, un set de hărți pe care l-am pregătit, l-am elaborat de la zero absolut pentru răspândirea diasporei. Cum am spus, începând de la o hartă la nivel mondial, ca să o luăm de la mare spre mic, așa, deci pe toate statele globului. Sigur că pe multe din multe state din Africa sau care sunt mai săraci ca noi moldovenii nu se înghesuie acolo, dar avem, să știți, și în țări destul de îndepărtate comunități deja stabilite, cum ar fi și în Qatar, și în Coreea de Sud, și în Argentina, de exemplu, Australia, Noua Zeelandă. Urmând, sigur că Europa, care deține o pondere covârșitoare de cea diasporii noastre, identificând pentru toate statele Europei, deci cele din Uniunea Europeană și cele din afara Uniunii Europene, atât ceea ce se vede pe diagrame și cu cifre exacte, astea sunt date oficiale, furnizate fie de Biroul Național de Statistică, fie de organizațiile specializate ale Uniunii Europene, ONU, fie de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în Republicii Moldova sau Biroul Migrației și Azil, deci toate acestea le-am luat în considerație, cu specificarea că de obicei cifra cea mai mare cred că este cea mai veridică și de la ea trebuie de plecat în sus, pentru că ceea ce apare pe culori deja este estimarea numărului neoficial, pentru că aici nu putem să, și nu pot să-mi asum să zic o cifră exactă, ea nici n-ar fi corectă. Deci cei mai mulți moldoveni se află în Federația Rusă, Ucraina și... Da, deci undeva, să zicem așa, jumătate sau chiar peste jumătate din ponderea diasporii de acolo, așa și oficial în primul rând, se află în Federația Rusă. Nu este o surpriză, se știe de mult timp, este vorba și de o istorie destul de lungă, deci de migrare spre Federația Rusă. Este foarte interesant, vreau să merg și cu niște hărți mai detaliate pe Federația Rusă, inclusiv unde avem comunități, deci ale moldovenilor, deja stabilite în anul 1860, de exemplu, în Ținutul Krasnodar. Avem o serie de sate înființate de moldovenii noștri din centru și din nordul Basarabiei de atunci. Legătura cu ei este reală? Este, eu am fost, i-am vizitat, i-am cercetat, majoritatea din ei n-au fost niciodată în Moldova, dar bătrânii vorbesc foarte bine aceeași limbă ca și la noi în sat. Tradițiile le păstrează? Tradițiile păstrează și chiar au nevoie de sprijin, aș vrea să spun, pentru că am găsit entuziaști acolo care încearcă chiar limba facultativ să o predea în școală și cursuri din astea există și există entuziaști care chiar au făcut niște muzee locale. Deci muzeii locale și chiar cu scop turistic, lucru este cunoscut și la nivel regional, jurnaliștii de acolo de pe loc cunosc bine, este bine cunoscută brânza moldovenească, deci vinul moldovenesc din acele sate. O altă regiune unde avem iarăși sate compacte, că asta este un fenomen mai rar, să zicem în diaspora nouă, acum nu avem localități compacte înființate în Australia sau Statele Unite sau Italia, dar în acea perioadă avem localități, deci înființate efectiv care
moldovenii le-au dat începutul și istoria lor. Este vorba de ținutul Orientul îndepărtat, deci Primorski Krai din Federația Rusă, care știm bine că se află tocmai vis-a-vis de Japonia. Acolo, în 1906-1907, la fel au migrat mai multe mii de moldoveni care au înființat sate care sunt ușor de găsit și acum pe hartă, dacă ne uităm. Vâlcineț, de exemplu, sunt locuitori din Vâlcineț, dar sunt cei din Vâlcineț care au plecat acolo și au înființat un sat, acum a devenit oraș. Avem Chișinăvka, Moldovanovka, deci Dunai, care este destul de clar că sunt legate și numele de familie. Am investigat antroponimia detaliat să văd în arhive, am găsit cam toate familiile care au plecat, foarte mulți de al de Sârbu, tot de Raș, și așa mai departe, Bordeianu, găsim care ele se regăsesc și în prezent. Asta, ei au deci, legătura cu biroul relației. Ei, cu părere de rău, nu au legătura, pentru că ținutul cela din Primorski Krai, deci ultimii care i-au vizitat au fost dialectologii cu echipa lui Rubin Udler prin anul 1961 de atunci, deci practic așa contacte directe, distanța mare. Vorbesc și chiar de rușii care sunt acum mai... asociațiile diaspore din Rusia sunt active? Da, bineînțeles, avem mai multe zeci de asociații active în Federația Rusă cu care se menține legătura, deci periodic au evenimente organizate în orașe mari, cum ar fi Moscova, San Petersburg, dar mai sunt și la Kursk, Novosibirsk, deci sunt în multe orașe din Federația Rusă asociații care păstrează tradițiile, obiceiurile. Unii dintre ei încearcă, cum a spus domnul Lozovanu, să predea limba română. Mai sunt și asociații, la fel, ale diasporii vechi în Kazahstan. Și sunt asociația Dacii, care președinte este domnul Nicolae Plușchis și prezintă foarte des pe scenele din Kazahstan tradițiile noastre frumoase, deci în costumul nostru popular, dar mai mult decât atât este a patra generație de migranți acolo care vorbesc aceeași limbă ca și acasă. Deci, au păstrat toată cultura, limba și tradițiile. Și revin acasă ori de câte ori au posibilitatea, da. Chiar pare mi se la tabăra de vară, mi-ați spus anul trecut că au venit din diaspora din Federația Rusă niște copii. Da, deci și în acest an avem înscriși copii din 14 țări, deci sunt și țări mai noi și tradițional participă cei din Grecia, Italia, Portugalia, Germania, deci avem copiii în acest an s-au înregistrat 197, deci mai mulți ca oricând. Asta vorbim despre tabăra de vară, pentru cele 100 de locuri disponibile, da. Da, e o chestie foarte frumoasă. Aici ei învață unii de la alții și după asta se fac prietenii, probabil, și comunică. E un lucru extraordinar. Da, dumneavoastră ați mai pregătit ceva și vreți să ne comunicați despre Kazahstan? Da, dacă despre Kazahstan, deci la fel am realizat la nivelul detaliat de regiunea Kazahstanului repartiția moldovenilor pe regiuni. Vedem aici așa o diagramă cu dinamica din 1926 până în prezent. Erau prezenți chiar și la începutul secolului 20 deja compatrioții noștri acolo, migrați tot în perioada Imperiului Rus. Observăm cei mai mulți în perioada sovietică, dar până în prezent, oficial, sunt deci înregistrați la 15.000 de moldoveni și concentrați în trei regiuni, Kustanai, Karaganda și Pavlodar în nord. După cum s-a spus, domnul Nicolae Plușkin s-a fost și el activ, deci implicat în această manifestare, oferind o serie de fotografii foarte frumoase și material pentru publicare, ceea ce reflectă situația moldovenilor, românilor din Kazahstan, pentru că ei sunt... O întrebare doar. În Kazahstan, anul acesta, când nu mi-a scăpat, a fost, nu în anul, în 2016, secții de votare? Doamna Coptu, nu sunt convinsă nici eu. 15.000? Iar dacă vorbim de Federația Rusă... Nu mai știu câți de mii au cetățenia Republicii Moldova. Deci vorbim, vorbim despre oameni despre care ar posibil să nu aibă... A doua, a treia generație. Deci vorbim în special de cei deportați, etc. Respectiv, la ziua de azi, bănuiesc că nu atât de mulți au pașaportul Republicii. De asta nu s-a recurs ca să se deschidă o secție, că sunt mai puțini, probabil. Dacă revenim la Federația Rusă, vedem aici tot o situație foarte detaliată la toate regiunile și republicii autonome ale Rusiei. Ce observăm sau ce ar fi, adică interesant de știut, că numărul moldovenilor sau originarilor din Republica Moldova, indiferent de etnia lor, dacă ne referim doar la criteriul etnic,
etnic. Avem în prezent ultimul recensământ din 2010 a Federației Ruse, ne prezintă undeva 152.000 de etnici moldoveni, plus vreo 5.000 etnici români. Dacă mai adăugăm la ei și găgăuzii, care sunt tot atâta cam și bulgari sau alții originari, dar cifra care ne este oferită de 477.000 este, se referă la cei în special plecați recent și numărul este mult mai mare după independența Republicii Moldova, cei care s-au stabilit temporar sau permanent în Federația Rusă. O dinamică foarte mare au câteva regiuni, cum ar fi Okrugul Național Hanta-Mansisk, Okrugul Național Yamal-Oneneț, cauza fiind localizarea acolo a companiilor de hidrocarburi, Gazprom în special, deci foarte mulți lucrează acolo având salariile mai bune, pentru că Rusia este o țară mare cu diversitate la fel la nivel de regiune. Nu mai zic de Moscova și Sankt Petersburg, care la fel concentrează tradițional, deci un număr destul de mare, cel mai mare fiind sigur că în Moscova cu 22.000, de exemplu, regiunea Moscova cu 20.000, deci deja în jurul Moscovei gravitează mulți, dar ca o curiozitate, în Okrugul Național Hanta-Mansisk moldovenii sunt mai mulți decât mansi, care e populația băștinașă de acolo, adică sunt destul de mulți și chiar mergând prin oraș, chiar astăzi mă uitam la cursele de transport, există curse de rutiere, rute, deci spre Surgut, Langepas, Nijnevartovsk, deci orașe care trebuie să merge o săptămână până acolo, deci asta tot ne arată foarte clar că există solicitări, trimitere de colete și numărul este foarte mare în orașele acestea care sunt pe, legate de, se dezvoltă foarte activ acum, așa au nevoie de muncitori. Date foarte interesante și care, doamnelor și domnilor și stimați telespectatori, vă propun neapărat să vizitați expoziția ca să le vedeți în detaliat și să urmăriți toate aceste hărți și cartograme sau cum le spun. Da, așa corect am zis, hărți, da? Pentru că emisiunea noastră are 45 de minute doar și vreau să mai vorbim despre ceva care este tot la fel de important la noi în Republica Moldova. Este fenomenul contribuției diasporii la dezvoltarea Republicii Moldova. Este revenirea, cum ați spus, prin proiectele acestea, revenirea profesională. Cum ar trebui Republica Moldova, guvernanții noștri să primească acești oameni? Pentru că sunt solicitări și eu am citit recent și îmi pare foarte rău că se întâmplă acest lucru. Am citit, domnul Furtuna a postat pe Facebook, pe rețeaua de socializare, un lucru care m-a dezamăgit un pic. A zis că vrea să revină copiii la școală la noi și nu poate să facă acest lucru pentru că este întâmpinat de niște piedici și copiii lui nu sunt primiți în clasele de vârsta pe care o au fetele lui și asta deranjează un pic. Vreau regia să fac o pauză aici, regia să pregătească videoul doamnei Ala Mândăcanu, președintele Asociației Moldovenilor din Quebec, Canada, care la fel spune despre niște lucruri la care trebuie să atragă atenție guvernanții noștri. Și atunci când se spune veniți acasă mai copii, trebuie să fie pregătit statul să suporte aceste veniri, da, veniri corecte, ca oamenii să nu vină aici și să plece încă și mai îndurerați decât au plecat în momentul în care s-au dus. Până regia îmi spune dacă este gata, da, video, vă mulțumesc mult. Vă rog frumos să-l puneți pe post. Diaspora astăzi susține Republica Moldova pe linia de plutire, pentru că banii care vin și sunt peste un miliard anual, ei merg în consum, adică datorită acestor bani, cei de aici nu mor de foame. Pe de altă parte, visul nostru este ca Republica Moldova să nu fie părăsită de tineri, ca tinerii să vadă aici speranța zilei de mâine și un viitor bun pentru proprii copii. Acest lucru este important pentru a fi conștientizat. Despre asta am încercat să spun astăzi la conferință celor prezenți și am menționat Quebecul, de unde vin, de exemplu, că se duc aproape 40% din buget pentru educație, sănătate, ecologie, adică pentru aceste domenii de care orice stat trebuie să-și dea seama. Dacă nu ai pusă la punct o educație bună, care înseamnă profesori bine plătiți,
care înseamnă școli bine amenajate, care înseamnă acces la internet în toate școlile. Vreau să felicit încă o dată Guvernul, Biroul de Relații cu Diaspora, Organizația Internațională pentru Migrație și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru aceste proiecte pe care le susține, finanțează și ne oferă nouă oportunitatea să vorbim aici și să povestim lucrurile care considerăm noi că sunt importante pentru fiecare dintre noi. Cu vreo 2 ani în urmă, când a fost organizată prima adunare masivă cu diaspora și cu minoritățile etnice, a început o altă comunicare. Da, este un interviu mai amplu despre care o să vorbim într-un reportaj la știri. Vedeți, asta vreau, doamna Roșca, să vă întreb pe dumneavoastră. V-ați confruntat cu careva piedici în momentul în care unii din diaspora din Statele Unite ale Americii au reușit să și-au dorit să revină aici? Deci, în cadrul discuțiilor care le organizăm cu membrii diasporei, de exemplu, se organizează diferite întruniri la nivel de stat a diasporilor din diferite țări. În cazul Statelor Unite, la fel, suntem la câteva ediții a întrunirilor diasporii din Statele Unite, unde discutăm importante probleme cu care se confruntă diaspora, nu numai când revine, dar și posibilitatea nu numai de a trimite bani, dar posibilitatea de a investi. Și vreau să zic că Republica Moldova, pe ratingul internațional, cât de ușor e să investești, cât de ușor e să faci business în Republica Moldova, care sunt pedicele care se pun de către administrația respectivă în cazul când vrei să investești în Republica Moldova, atunci Republica Moldova nu se află printre primele în top în aceste ratinguri. În cazul ăsta, bineînțeles că este important pentru o țară, pentru guvernanți, să țină cont nu numai despre posibilitatea de investiție, dar și în cazul când cetățenii vor să revină. În cadrul organizației Mișcarea Femeilor Migrante, am discutat și problema despre care ați menționat, referitor la copiii care revin din diasporă împreună cu părinții în Republica Moldova, și atunci posibilitatea de a se încadra, de a se încadra la învățătură ar fi cazul și un ajutor, poate chiar și cu reînvățarea limbei române, care poate acolo nu toți au învățat-o, fiindcă au mers la școlile respective din țara respectivă. Poate nici părinții n-au vorbit acolo limba română, fiindcă au fost și ei implicați în diferite activități în țara respectivă. Nu numai cu mamele, cu copiii, este vorba de educație, este vorba și despre acele probleme de încadrare în câmpul muncii a femeilor revenite, a migranților reveniți. Și asta probabil că este una din problemele cele mai acute, cele mai mari. Deci la diferite congresele ale diasporei. Probabil că dacă s-ar fi făcut un sondaj, cei care revin la congrese, cei care revin acasă, și ar fi întrebați câți din ei sunt gata să revină, câți din ei ar vrea să revină, eu sunt sigură că procentul ar fi destul de mare. Ce împiedică? Care este problema? În primul rând, crearea locurilor de muncă. Un salariu decent ar face ca mai mult membrii ai diasporei să revină, dar să revină nu în condiții oarecare, să revină în condiții decente, în condiții ca să aibă asigurat un salariu și corespunzător, să participe la viața politică socială din țară. Și foarte succint aici vreau să menționați și faptul că ați, în urma cercetării pe care ați efectuat-o privind alegerile, și în ultimul timp, în 2016, diaspora foarte mult s-a activizat și a fost vizitată de către politicieni. Nu este o muchie de cuțit așa chestia aceasta? Nu, diaspora nu este folosită și nu este teamă celor din Statele Unite ale Americii că vor fi mințiți de unele sau altele partide? Știu că ați vorbit că ar fi interesant să se vadă în niște calcule cine și pentru cine votează sau cum. Asta mai mult se întreabă. Este gata diaspora să participe politic sau este gata diaspora să se implice politic și să fie reprezentată chiar și de unii politicieni, de unii oameni care vor fi în politică?
Eu cred că, în primul rând, experiența cu implicarea diasporei în viața politică a fiecărui stat diferă de la stat la stat. Experiența internațională este variată. Probabil că diaspora, în cadrul alegerilor recente, alegerilor prezidențiale, a demonstrat că este o forță în devenire, că conștientizează faptul că deci membrii diasporii sunt cetățenii Republicii Moldova, vor să se implice și cred că da, unii participanți la diferite întruniri, la diferite mișcări, cunosc foarte bine, în primul rând, viața din Republica Moldova, sunt implicați la diferite nivele, în diferite proiecte și deci în viața din politică socială, economică din Republica Moldova și atunci, în cazul ăsta, cred că este numai un beneficiu și pentru țară și pentru membrii diaspore, o colaborare mai strânsă. Da, și suntem pe final. Doamna Coptu, în câteva cuvinte, ce vă pregătiți în continuare și dacă aveți ceva să anunțați pentru luna următoare, ce vă propune biroul Relații cu Diaspora? Deci, în primul rând, tradițional, în luna august, vor avea loc la 18-20 august, zilele diasporei, urmate imediat de programul DOR. La 20-28 august sunt așteptați cei 100 de copii în Republica Moldova. Vreau să spun de asemenea, Biroul Relații cu Diaspora în termeni proximi va promova un proiect de hotărâre de guvern care anume prevede este planul de acțiuni privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare și este un plan de acțiuni care a fost consultat cu diaspora și respectiv a fost luate în calcul recomandările lor. Vreau să spun că există o atenție sporită la momentul de față din partea guvernului față de ceea ce se poate de făcut împreună și în special față de problemele care există. Să sperăm că așa va fi și perioada de timp lungă cu care, din păcate, nu ne putem lăuda. Am pierdut legătura cu diaspora. Acum se activizează foarte bine această relație cu diaspora din alte state și va fi mult mai constructivă. Ei au ce aduce aici și au cu ce ne ajuta. Și dumneavoastră, domnul Lozăvanu, ca la final, mai spuneți odată de când până când mai au posibilitate chișinăuienii și alți cetățenii Republicii Moldova să viziteze această expoziție. Da, expoziția în comparație cu conferința care sigur că a avut loc două zile este deschisă tuturor publicului vizitator până pe 10 septembrie, iar în plus la asta, deci ca rezultate sper cât de curând posibil să apară și volumul cu tezele prezentate la conferință, deci ca să fie accesibil și publicului larg, precum și cei care n-au reușit să ajungă la conferință să fie tot citiți, dacă nu auziți. În plus, această muncă pe care am desfășurat-o, deci am realizat aceste hărți, sper să apară la fel într-o formă de atlas, un atlas care să fie la fel util atât instituțiilor oficiale, cât și tuturor celor interesați de această problematică, ca să poată să-l răsfoiască și să aibă cât mai multe informații utile. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Înțeleg că este prea puțin pentru o emisiune să discutăm despre tot ceea ce ne-am propus noi astăzi. Numai bine și succese! Doamnelor și domnilor, punem punct ediții din această seară. Eu vă doresc o seară frumoasă!